Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a propus un amendament în plenul Parlamentului prin care a solicitat bani la bugetul de stat pentru recalibrarea albii și consolidarea malurilor pârâului Pleșuva din comuna Malovăț, județul Mehedinți, în lungime de 3 km. Din păcate, pentru locuitorii comunei, amendamentul a fost respins de către actuala coaliție de guvernare, deși aceștia se confruntă cu tot mai multe inundații severe. Încă un amendament propus și susținut de către senatorul PSD Mehedin Liviu Mazilu în plenul Parlamentului a fost respins de către noua coaliție de guvernare. Socialdemocratul solicitase bani la bugetul de stat în vederea recalibrării albiei și consolidarea malurilor părăului Pleșuva. Această investiție este o necesitate pentru locuitorii comunei Malovăți, dar nu numai, întrucât în ultimii ani aceștia s-au confruntat cu inundații severe din cauza creșterilor rapide de debit. Din păcate, această investiție a fost respinsă în Parlament. Marginal 4 se propune suplimentarea cu 11.000 de milei a creditelor de angajament și 11.000 de milei a creditelor bugetare prevăzute în anexa 3.2.3 la bugetul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor pentru realizarea obiectivului recalibrare albie și consolidare mare, maluri pe râu trei 3.000 metri, Comuna Malovăț și Județumei Edinți. Datorită creșterilor rapide de debit pe prău, Pleșuva și scurgilor de pe versanți, s-au produs viituri rapide cu efecte, efect, efecte severe de inundații locale pe raza Oaze Malovăț. Marginal 4, da? Supun votului acest amendament. Votați, vă rog. Parlamentarii PSD mehedinți au depus foarte multe amendamente în plenul Parlamentului prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru, însă actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților respingând toate investițiile propuse care urmau să îmbunătățească nivelul de trai al mehedințenilor.